Provocările apar în viața fiecăruia dintre noi. Uneori mai devreme, iar alteori mai târziu. Deși Andrei avea doar 8 ani atunci când viața l-a provocat, el era deja un luptător. Numele meu este Naghi Andrei. Colaborez cu firma Ortoprofil de 12 ani, chiar de când s-a întâmplat accidentul. Păi mă jucam pe peron, mă jucam fotbal cu copiii, cu Marnică și Diana. Marnică e de-o seamă cu mine și Diana e mai mare ca mine, cu câțiva ani. Mă jucam acolo și urma să dau eu. Și mingea s-a dus pe calea ferată și atunci, ăla cu locomotiva, oprise acolo, în fața gării. Și a pornit locomotiva și n-a dat niciun fluier. Eram cu spatele la ea, că vreau să dau șut, înțelegi? Dar numai că ăla care conducea nu era cu fața acolo. Dar unde era? Spre gară? Era spre gară, vorbea așa. Da. Eu m-am ținut de peronul altul, cu mâinile așa, da, și cu picioarele pe linie așa, cu genunchii. Da. Și atunci a venit ăla, mecanicul cu o ață, m-a legat ca să nu-mi curgă sânge. Și după aia a venit tati. Suntem alături de Andy încă de la început. Am luptat și am reușit într-un singur fel, împreună. Este angajamentul nostru față de fiecare membru al familiei Ortoprofil. Colaborarea mea cu domnul tehnician Jolt a început fix acum 12 ani. Prima proteză mi-a făcut-o dânsul. Practic diferite sporturi, de obicei fotbal, fiindcă acesta îmi și place. Stilul de viață activ pe care Andy îl are este o urmare a atitudinii de învingător de care el se bucură încă din copilărie. Andy a știut întotdeauna, cu o atitudine potrivită, totul este posibil. Cel mai mult contează psihicul. Dacă psihicul nu poate să depășească această cumpănă în viață, corpul niciodată n-o să poată. Planuri de viitor, nu știu, încă nu m-am gândit, viața e schimbătoare, dar urmez o facultate acum, încep al doilea an de studii la Facultatea de Litere și Științe din Ploiești, de unde și locuiesc. Aș vrea să mă fac profesor de română și de limba și literatura engleză. Pe lângă părinți, Andy a avut alături întreaga comunitate, pentru că și-au dorit să fie lângă el. Provocarea lui Andy a devenit provocarea tuturor, fiecare având un rol în înfruntarea acesteia. Andrei privește cu încredere spre viitor, iar asta pentru că el se cunoaște, știe cine și ce este, un învingător. Și noi știm acest lucru. L-am văzut în ochii lui atunci când a devenit membru al familiei noastre, acum mai bine de 12 ani.